Eu, în seara cu petrecerea, am venit și am stat de vorbă aici cu Paul. Și eu am vrut, adică, de bine, nu de rău. Și ea a înțeles că bunica s-a băgat și spune la băiat că are datorii și că face și că drege și că nu știe și că nu știu cum. Doamnă, să ajunge aici să spui de datorii? Păi lasă-le la supărare, acasă. Și maica s-a înțeles, din ce am vorbit eu, că bunica îi bagă în cap că, vezi, Doamne, are datorii, face, drege și ca și cum mie mi-ar pare rău. Sau noi să vezi, Doamne, că ca și cum... O ia și îi plătește datoriile sau cam așa ceva. Da. Paul deschidea cutia Pandorei și voia să afle cam pe ce a folosit Roxana banii din credite. Care a fost cea mai mare sumă de bancă care ai primit-o? Paul, creditul la bancă. De ce l-ai făcut? Exagerezi acum, hai că pui niște întrebări prostești. Pentru că ai o refinanțare făcută. Păi de ce refinanțezi? Adică... Pentru că aveam credit la Și atâția bani ți-a trebuit? Jumătate de miliard? Ce jumătate de miliard vorbești? Că n-am făcut atunci asta. Atunci am luat o sumă modică. Păi hai, explic, au zis cifre, nu vrăjeală. Ce zi-mi tot. De ce, ce și cum? Am luat 5.000 atunci. De euro? De lei. Și ce-i cheltuit? Ca să mă mut în București, ca să-mi plătesc chiria și toate astea. Bă, nu poți să trăiești cu 10 milioane pe lună. Păi tu n-ai zis tu că ai trăit cu 10 milioane din nou pe lună? Mă enervezi. Păi nu te enervezi, dar așa ai zis păi tu. Păi da, pentru că atât am luat. Păi și ai trăit cu 10 milioane pe lună. Am trăit cu restul pe cât am luat din rată. Am trăit cu rata. Deci n-ai trăit cu 10, să înțeleg. Nu, am trăit cu o sumă normală în care i-am ajutat și pe ei mei și... Ok. Da. S-a făcut 150, da? 50 odată, 100 odată, da? Nu am de gând să-ți dau explicații sau să dau lumii întregi explicații despre ratele mele. Păi mie trebuie să-mi dai explicații. Păi nu le-am făcut pentru nimic altceva decât pentru cheltuieli. E greu de înțeles? Dar îmi dai explicații. Spui și mie ce s-a întâmplat. Ce-ți cer vă explicație. Orice om face rate că nu mai are bani. Păi de ce? Tu nu faci rate dacă nu mai ai bani. Tot, dar noi păi iau jumătate de miliard, nu? Nu e jumătate de miliard, e o refinanțare. Păi și cu tot acum, cât mai e? Ne... Nu că ești greu de cap până, știi? Nu sunt deloc. Ba da, nu e jumătate de miliard, nici măcar a fost... Păi numai acum mi-ai zis vreo 400 de milioane. 400 de milioane, da. Păi și 500 de milioane e jumătate de miliard. Și termin ratele în 2 ani. Da? Așa ți-ai propus-o? Fac tips bun și termin ratele în 2 ani, așa că taci din gură și nu mai comentați. Dar totuși e cam mult, ai făcut tu ceva cu banii ăștia, de vrei să-mi ascunzi, așa cred. Ce a făcut Roxana cu banii? Paul încerca din nou să afle un răspuns concret. Hai să discutăm. Ce să discutăm? O problemă foarte serioasă. Paul, exagerezi acum cu problemă foarte serioasă, niște rate, hai să fim serioși acum. Dar mă interesează că le ai. Și ai început, a fost o perioadă mai grea. Și am dat-o din rate în rate, cam așa a fost toată viața. Și ai ajuns la 400 acum, la ora asta. E refinanțare. O, lasă-mă cu asta. Știu doar că mi-au rămas, am plătit cam absolut tot ce aveam nevoie și mi-au rămas doar 5.000. Și mi-am cumpărat ce am nevoie pentru să vin aici. Haine și astea mi-am cumpărat noi. Ce ți-ai cumpărat? Haine noi. Te-am întrebat altceva. Mamă, nu-i cu mine deloc subiectul ăsta. Fii atât ce nervoasă e. Nervoasă. Ba da, rău. Te văd după față. Nu mă cunoști. Hai să scăpăm de subiectul ăsta odată. Păi scapă tu de el, pentru că sunt niște cheltuieli puierile. Păi tu cheltui așa puieril, cu faci rată și cheltui puieril? Da, uite, e treaba mea ce fac. Uite, sunt om pro și fac rată ca să-mi cheltui. Uite, păi cheltui bani. Așa. E, asta e, să mai învăț omul, păi dacă-ți convine bine. Banii, eu cheltui bani aiurea, dar nu cheltui bani din bancă aiurea. Stai puțin, că din ăștia 400, tu ai și muncit în același timp, deci tu ai mai produs încă un miliard. Am muncit, dar de când cu pandemia s-au f***t toți, că m-am enervat. Stau și dau explicații acum despre cheltuieli. Nu, frate, dar stau să dau acum cheltuieli. Bă, Paul, bă, ești prima de cheltuieli. Da, mă. Și acum revenisem. De ce tot acolo ai rămas? Deci până acum nu mai ești nimic. Trebuie să comunicăm, da? Comunic, Paul, dar asta nu înseamnă că îți dau, trebuie să-ți dau explicații pentru fiecare leu pe care eu l-am cheltuit.
O luăm de la capăt. Nu mai iau deloc de la capăt. Hai, încetează. Paul, încetează cu subiectul. Nu vreau să fac un subiect din asta. Că, pe bune, acum mă enervează subiectul. Păi pune-mi afară, eu trebuie să știu tot despre tine, că, ca să știu ce să fac cu un pas. Mânsor, așa, fără să știu nimic despre tine. Nu te interesează trecutul, corect, dar trebuie să știu și eu ceva, nu? Eu am venit aici, nu am venit, am zis că nu am venit să mă căsătoresc. Am venit să-mi găsesc jumătatea. Hai, lasă vrăjeala asta, că ai și zis că te căsătorești. Am venit să-mi găsesc jumătatea. Dacă o să-mi găsesc jumătatea, o să mă căsătoresc, da, pentru că... Mi-ai zis că și surorile tale s-au măsurat, s-au măritat. Și în fața cu venitul aici și cu acceptatul și cu faptul că m-am înscris aici și am venit în emisiunea asta, e din simplu fapt că m-am certat cu surorile mele și le-am spus că nu o să mă mai vedeți până nu o să fiu mireasă. Asta. Nu ce dor ce de ele. Să nu le vezi ca să fii mireasă. Dar lor le e dor de mine? Da. Ei, de unde știi tu? Ei, surorile mele mă ajută? Nu ai zis că ai rezolvat problema? Paul, de ce ai făcut mă iar, mă? Ce tot faci, mă, acolo, mă? O zăpăcești pe fata asta de tot. S-a zăpăcit singură, mă. Da? S-a zăpăcit singură. Ce aveți, mă? S-a zăpăcit în explicații, că mi-a zis niște termeni când am pus egal, mi-a dat cu virgulă. Păi ce, că așa e? Ce termen, mă? Termen de ăștia cu... Nu mai zic că se supără. Păi nu, că ce, o conversație ar trebui să fie între noi doi, nu între noi și restul lumii. Așa m-a întrebat băiatul ceva. Păi vorbește cu băiatul. Nu, ea are dreptate, Roxana. Mamă, s-a enervat tare, mă. Mai cum să uit așa. Du-te, du-te și explică și la restul lumii, camarade. Păi oricum știi. Roxana se supăra, iar Paul căuta închiderea subiectului. Dar cum rămâne hai cu ratele? Ce dorești? Să închid subiectul. Nu că vreau să-l închid, doar că tu nu-l înțelegi, Paul. Asta e ideea. Chestia e că asta mă enervează, că nu înțelegi anumite chestii. Cum au fost și cum n-au fost. Haide, vină jos. Nu vreau să vin jos, pentru că mai îți place să și vorbești în fața la toți și oricum o să se aude subiectul și nu-mi place subiectul ăsta. Bine, hai să-l schimbăm. Că, nu că nu-mi place, vreau să te-l dezbat cu tine, să știi că nu am făcut absolut nimic, nu am făcut rate ca să mă plimb. Am făcut rate pentru nevoi și pentru toate astea. Corect. Păi, am făcut mai multe rate, dar ideea e că nu vreau să vorbesc acum cu toată România. Și o să fie nevoie să vorbesc cu toată România. Păi ce să faci, dacă ai venit să te muriți? Păi da, nu am venit să-mi explic ratele, Paul. O să fii și tu serios o singură dată și să înțelegi anumite chestii. Sunt foarte serios. Păi nu ești deloc serios. Ba da. Nu. Nu ești absolut deloc. Nu mi se pare. Mi se pare că e tot așa în râs și totul... Eu nu-s ca tine să iau așa totul în glumă. Ce să vezi, pentru prima dată mie chiar mi se pare serios Paul. Tocmai că are o discuție de om care e pregătit să pornească o familie. Adică, ok, hai să vedem unde suntem, cum suntem, ce avem. Ce, știi? Exact chestia astea care se discută în fiecare familie. Cu bugetul, cu aia merge la rata, aia merge așa. Trebuie să știe, Roxana, chiar dacă, ok, v-ați cunoscut în acest show, chiar dacă atunci când vorbești despre bani, se uită o țară întreagă, aia e la tine și la ministrul finanțelor, când mai vine și mai anunță câte, nu știu, că crește inflația sau ceva de genul. Ce să facem? Scurtă paranteză. Să știți că dacă din când în când mai vedeți câte o pisică nouă care apare pe Antena Play sau la televizor, casa Mireasa e așa, atracție pentru pisici. Și el era Țuții, noul pisoi din casa Mireasa, dar mai e, pe aia roșcată cum, pe celor Tomiță. Și din când în când mai apare câte o pisică. Să știți că suntem bine, da? Suntem bine. Ok. Da, te-ai lămurit? Eu am vrut să știu dacă a luat bani din bancă să plimbe sau să se ducă în vacanță, atâta tot. Ce acum nu e convins? Nu, m-a lămurit oricum, a rămas la 150 de milioane, mai încă 250, să vedem. Am lăsat așa. Ce omului, chiar... Îi arăt chitanțele când merg acasă. Nu se arăt chitanțe, dar vreau să știi, domnule, ce o fi făcut fata asta? O fi luat bani de la bancă, nu știu, să joace poker online, să joace la păcănele, să-și cumpere pantofi Jimmy Choo, habar n-am, nu știu. Știi? Da, nu. Da, e ciudat că chiar ieri am vorbit despre subiectul ăsta, neștiind că bunica a vorbit și ea cu două zile. A vorbit și bunica, pe de-aia la noi în familie. Absolut deloc, chiar. Nu.
Oricum. Adică demersul lui e unul cât se poate de corect. Da, pe mine mă enervează subiectul. Nu trebuie să te enerveze, de ce? În fiecare familie se discută despre buget. În momentul în care e un om cu rate, trebuie să știi, dom'le, e ok, hai să vedem cât. Da, momentan nu suntem o familie. Da, da, aveți toate șansele să fiți. Tu ai spus că vrei să-ți cunoști aici jumătatea. Poate te măriți aici, habar n-am. Când am făcut un cuplu, știam care rate și așa, dar acum am vrut să dar văd. Dar tu ai rate? Nu. Pe tu ai moștenire, îmi pare rău. Cine moștenește un apartament și teren, na. Da, na, rate, dar îndatorii. Cum e doamna Ecaterina? Este îndreptățit Paul să afle lucrurile astea? Dar nu trebuia aici. Și dar clar, unde? Nu ne interesează cât de bogată este sau săracă. Păi da, așa este, dar ne interesează dacă vin creditorii la ușă după ce ne luăm de aici și plecăm. Au trecut amândoi să caute două suflete frumoase, să se apuce până de treabă. Bani. Nu până la bani. La noi nu-i problema. Nu sunt. Noi n-am avut rate niciodată. Sunteți milionară. Doamna Ecaterina, ziceți drept aici. Nu, sunteți o milionară excentrică. Și ați venit aici cu nepotul și el excentric. Nu, nu. N-am acceptat rate niciodată. Pentru că ratele toată lumea știe unde duc. Uitați la refacere finanțare, la datorii. Nu la... întotdeauna. Și în general să știți că ca om normal în România, dacă vrei să iei o casă, de exemplu, sunt foarte puțini cei, nu știu, poate dumneavoastră o scoateți banul și vă luați o casă. Dar noi ceilalți trebuie să facem un credit în bancă. Da, uite, uite, ca să ții o casă, merită să faci un credit. Pentru altceva, nu știu ce să zic. A avut cine să ne ajute întotdeauna. A avut cine, da. Ca să nu dăm și la bancă dobânzi și ne-am ajutat și am luat. E bine, Roxana. Și pe urmă... Ești lângă cine trebuie. Hai, mai glumim un pic acum, ca să nu fie o discuție de aia despre dobânzi și așa plicticoasă, cum ar face-o ministrul finanțelor, noi o facem așa, mai ca la mireasa.